Datorită creșterii frecvenței în ultima perioadă a afecțiunilor hepatice și mai ales a steatozei hepatice, adică încărcarea grasă a ficatului. Astăzi am invitat-o pe doamna dr. Cristina Anghel, medic specialist medicină internă. Bună dimineața! Bine v-am găsit și mă bucur pentru colaborarea care o avem în această dimineață. Doamna doctor, ne va ajuta să înțelegem de ce a crescut frecvența acestor afecțiuni și ce trebuie să facem ca să oferim protecție ficatului, să favorizăm refacerea acestuia. Este important ficatul pentru organismul nostru? Da, ficatul este unul dintre cele mai importante organe ale organismului nostru, deoarece are un rol foarte important. Principalul său rol este de curare al tuturor toxinelor care apar în corpul nostru. De asemenea, susține funcția sistemului imunitar, metabolizează alcoolul, metabolizează hormonii și intervine în procesele de metabolizare ale glucidelor, proteinelor și vitaminelor. De asemenea, are rol foarte important în producerea sucului biliar, care favorizează absorbția și digestia grăsimilor și a vitaminelor liposolubile. Deci, cu alte cuvinte, este foarte important ficatul pentru o multitudine de procese care au loc în corpul nostru. Spuneți-ne puțin de ce a crescut incidența steatozei hepatice. Este vinovată alimentația, consumul de alcool, abuzul de medicamente, stresul? Da, incidența steatozei hepatice a crescut foarte mult în ultima perioadă datorită unui regim de viață nesănătos, unei alimentații neechilibrate, mese dezordonate, la ore târzii sau asociere de alimente nesănătoase, cum ar fi carne și cu brânzeturi. Majoritatea suntem stresați, lucrăm până târziu, avem o viață agitată și, de asemenea, consumul de alcool este foarte mare. Dacă se depășește 20 de grame pe zi la femei și 3 grame de zi la bărbat, deja este un factor de risc pentru apariția steatozei hepatice. De aceea, ideal ar fi ca fiecare dintre noi să încercăm să ne controlăm stresul cât de mult putem, să avem o alimentație sănătoasă, să mâncăm mese ordonate, la ore stabilite, să nu mâncăm târziu noaptea și să încercăm să mâncăm cât mai sănătos, cu cât mai puțini aditivi alimentari. Ce riscuri implică pentru ficat și organism această afecțiune dacă nu o tratăm corespunzător și nu schimbăm stilul de viață? Dacă nu o tratăm corespunzător, steatoza hepatică poate să evolueze. În principal, steatoza hepatică este o boală, e cea mai ușoară afecțiune a ficatului. Dacă o tratăm corespunzător, ea poate să fie reversibilă. Prin steatoza hepatică se înțelege încărcarea grasă a ficatului cu 50% din hepatocite. Deci în momentul în care acestea sunt afectate grăsos, cele nu mai funcționează corespunzător și în timp, datorită consumului de alcool, stresului și tuturor factorilor care favorizează evoluția steatozei hepatice, apare un proces de inflamație care poate să ducă la necroză și cu regenerare nodulară a ficatului și în timp evoluția poate să fie către ciroză hepatică și hepatocarcinom, care sunt stadiile finale ale afectării hepatice. De multe ori acestea, dacă nu sunt stopate printr-o dietă corespunzătoare și un tratament corespunzător, ajung până la deces în timp. Din câte am înțeles, foarte multe persoane au transaminazele crescute, adică probleme hepatice. Cum spun pacienții fără să aibă steatoză hepatică? Care ar fi cauza creșterii acestora? Infecțiile de natură virală afectează și ele ficatul? Da, pe lângă factorii care am menționat anterior și infecțiile virale, de exemplu hepatitele B, C, A, infecția cu virusul HIV, mononucleoza infecțioasă și mai nou infecția SARS-CoV-2, afectează ficatul prin creșterea transaminazelor. Foarte mulți pacienți sunt descoperiți întâmplător că au steatoză hepatică la evaluările ambulatorii, prin efectuarea analizelor curente sau prin efectuarea unei ecografii abdominale, unde noi descoperim steatoza hepatică și atunci facem recomandările corespunzătoare cu dietă, cu tratament și cu tot ce implică ameliorarea funcției hepatice. Cum abordați dumneavoastră steatoza hepatică și aceste creșteri ale transaminazelor? Considerați că se poate iniția terapia cu remedii naturale? Plantele medicinale oferă o protecție hepatică? Da, deci în primul rând, pe lângă stilul de viață sănătos și alimentație corespunzătoare, este necesară și o abordare terapeutică cu remedii naturiste pentru proprietățile lor hepatoprotectoare, antioxidante și hepatoregeneratoare.
Medicamentele naturiste, deci, conțin o multitudine de plante, printre care pot să amintesc armurarul, rostopasca și anghinarea, care au un rol benefic pentru ficatul nostru, de exemplu, armurariu. Prin silimarină, este un trofi hepatic, rostopasca anghinarea ajută la drenajul căilor biliare. Aceste medicamente le putem găsi în hepatofilt forte și toate cumulate afectează în mod pozitiv ficatul nostru, ajutând la regenerare. Să înțelegem că ați folosit hepatofit forte de la noi. L-ați recomandat? Ați obținut rezultate bune? Au fost pe măsura așteptărilor? Da. Am recomandat Hepatofit Forte, este un bun hepatoprotector, mai ales datorită multitudinii de plante care o are în compoziție și efectelor benefice care le au aceste medicamente, aceste plante. Am recomandat o capsulă de 3 ori pe zi și am obținut la pacienții noștri o ameliorare a transaminazelor cu minim 70% la peste 85% din cazuri. De asemenea, ecografic am obținut o ameliorare asteatozei hepatice și pacienții au fost mulțumiți din punct de vedere al simptomatologiei, deci ei nu au obosit la fel de tare, au avut mai multă energie, s-au putut concentra pe problemele cotidiene și chiar dacă au avut o alimentație mai nesănătoasă datorită stresului cotidian, ei au putut prin folosirea hepatoprotectorului, hepatofit forte, să ducă o viață echilibrată și să poată să-și facă activitatea de zi cu zi. Există o diferență între acest hepatoprotector natural și alte produse? Da, față de alte produse naturiste, are un grad mai ridicat de efecte benefice datorită faptului că produsele, plantele respective au un grad de calitate mai înaltă și un grad de puritate mai ridicat față de alte produse de la alte preparate naturiste. Și eu am încredere în produsul Hepatofit Forte și în general în produsele Fares. Le-am folosit chiar și propria persoană și le recomand. Asocierea unui ceai hepatoprotector o considerați utilă? Da, deci ceaiul se poate asocia Hepatofit Forte, deoarece crește efectele plantelor prin asocierea ceaiului respectiv câte 2-3 cămi pe zi. Care este recomandarea dumneavoastră, mai ales pentru tinerii, în rândul cărora a crescut incidența steatozei hepatice? Pentru tineri ar trebui să aibă un stil de viață sănătos, să reducă consumul de alcool, să nu mai aibă o viață agitată, să încerce să facă exerciții fizice, să mănânce regulat, în general să încerce să trăiască cât mai echilibrat, pentru că ei sunt tineri și abuzul care îl fac la tinerețe o să aibă repercusiuni la vârste adulte. Chiar dacă acum nu simt nimic, nu-i doare nimic, mai târziu problemele îi vor ajunge din urmă și le va părea rău, poate că în tinerețe nu au făcut ceea ce trebuia pentru corpul lor și pentru sănătatea lor. În concluzie, putem recomanda produsul Hepatofit Forte pentru refacerea ficatului, cât și ca protecție în condițiile enumerate de doamna doctor, precum și persoanelor cu afecțiuni cronice, care au medicație pe perioade lungi și în cazul afecțiunilor cronice. Vă mulțumim foarte frumos pentru informațiile oferite și vă dorim o vară frumoasă în continuare! Asemenea și dumneavoastră, mulțumesc frumos!